În luna Rusalilor, Biserica Ortodoxă prăznuiește a treia persoană a Sfintei Treimi. Acțiunile de combatere a ambroziei continuă. Polițiștii iau la rând cartierele Aradului. Amenziile pot ajunge la 5.000 de lei. Agenții economici pot primi până în 20.000 de lei. Pregătirile sunt întoi. Artendar vor oferi marți pe 6 iunie mai mulți tineri talentați în cadrul unui spectacol caritabil la Teatrul de Vară. Banii vor ajunge la filiala arădeană Asociației Nevăzătorilor din România. Astăzi celebrăm a doua zi de Rusalii. A doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în luna Rusalilor, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi. În ceea ce privește tradițiile, dansul călușarilor este un obicei întâlnit de Rusalii, mai ales în Oltenia, fiind considerat un joc tămăduitor care aduce sănătate și noroc. În a doua zi de Rusalii, călușarii ies la colindat și merg din casă în casă pentru a alunga spiritele malefice. Oamenii obișnuiesc să-i întâmpine pe călușari cu frunze de nuc, pelin, usturoi, apă și sare, uneori chiar cu bani. Tot în luna iunie mai sărbătorim sânzienele, sâmbătă pe 24 iunie, dar și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, joi pe 29 iunie. Seară decisivă pentru UTA. Întreaga suflare utistă a venit pentru a-și susține echipa favorită în ultimul meci al sezonului, un meci de totul sau nimic. Pronostic pentru astăzi? 4-0. Să câștige UTA, măcar cu 1-0. Să bată UTA. Eu vin de la Timișoara să vedem meciurile lui UTA, pentru că la Timișoara nu mai avem sport. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Da, sperăm să batem și să rămânem în Liga 1, împreună cu Dinamo. Hai UTA! Să se califice UTA. Așa. Să învinge, să rămâne, să nu se întâmple ca cum azi 43 de ani sau când în 79, când Ghizdeanu ne-a dat un gol prin deviere la Ducadam și am trăit momentul ăla atunci pe stadion. Da. În 79. Cred că domnul Rednic știe foarte bine ce face. Chiar cunoaște meserie. Destul de bunișoară de când a venit Rednic. Atunci nostru, în primul rând publicul. Cu scorul de 5-1, UTA a ieșit învingătoare în fața echipei din Buzău. Astfel, bătrâna doamnă va rămâne în prima ligă a fotbalului românesc și sezonul următor. Sărbătoriți victoria! Trăiască UTA! Cum sărbătorim victoria? Facem un chef acasă tot din nou! Și ce așteptări aveți pentru UTA pentru sezonul următor? Să jucăm în play-off măcar, mai în play-out. Bun, super! Ce m-a încântat atmosfera! Suntem deosebit! Sper că câțiva jucători vor pleca, care nu cred că mai poate continua cu noi, și sper să nu duc aceleași valori. Să ducă jucători cât de, în primul rând, de caracter. Caracter și jucători care merită să joace la UTA, cu așa public. De cine v-a plăcut cel mai mult de pe teren? Rareș Pop. Da, Rareș Pop. Vă vedem la UTA pe teren peste 6-7 ani? Da. Joc de 7 ani jumate fotbal. Bun, dar promiteți? Da. Bun, bine. Avem înregistrat, ne vedem. Și joci fotbal? Câteodată, cu părinții mei. Te vedem pe teren peste câțiva ani? Da. Super. Începând cu luna mai, polițiștii locali cu atribuții de protecție a mediului din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad au început acțiunile de combatere a buruienii ambrozia. În situația neconformării somaților agenților după verificările întreprinse în teren, ulterior aplicării sancțiunilor contravenționale constând în avertisment scris persoanelor juridice și fizice pe a căror terenuri a fost identificată planta alergenă, li se vor aplica amenzi. Potrivit prevederilor articolului 3 aliniatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 707 din 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu această buruiană revine autorităților administrației publice locale. Astfel se procedează la verificarea anuală a terenurilor de pe raza administrativ-teritorială în vederea stabilirii identității proprietarilor, deținătorilor,
ori administratorii terenurilor pe care există focare de infestare, care vor fi somați să efectueze lucrările de combatere până la data de 30 iunie. În acest sens, poliția locală aduce din nou în atenția cetățenilor faptul că deținătorii, proprietarii sau administratorii terenurilor de pe raza municipiului Arad au obligația de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, mai ales în perioada de înflorire, când efectul alergen este la potențial maxim. Planta este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul țării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condițiile pedoclimatice și foarte toxică, reprezentând un real pericol pentru persoanele alergice. În majoritatea cazurilor, buruiana ocupă spații compacte, prin urmare, cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe aliniamentele căilor ferate, ale drumurilor și pe marginea parcelelor. Verificările au fost efectuate în cartierele Aurel Vlaicu, Grădiște, Subcetate, Micălaca, Aradul Nou, Gai și Poltura, iar în perioada următoare acestea vor continua și în celelalte zone ale orașului. În cazul nerespectării actelor normative se vor aplica amenzi al căror cuantum este cuprins între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Dimitrie Muscă trage un semnal de alarmă asupra ceea ce mâncăm. Fermierul spune că organele abilitate ar trebui să efectueze un control mai riguros al produselor care ajung în fața cumpărătorilor. Organele îndreptățite în ceea ce înseamnă controlele alimentelor ar trebui să fie mult mai prezente și mult mai incisive și să controleze mai puternic, pentru că sunt foarte multe prostii. Repet și revin, nu este întâmplător, o parte din cancerul care se găsește la ora actuală tot mai galopant în atâtea și atâtea cazuri, consider că ar veni și de la mâncare. Consider eu că ar veni de la mâncare, în speță de la substanțele chimice care sunt date pe mâna unora care nu pricep. Pentru că sunt și oameni care zice: am 20 de fire de roșii în curtea mea, ce frumoase sunt, 5 fire sunt de care mănânc eu și familia și 15 fire sunt pentru piață, plante sunt pentru piață. Se gândește de ora și la ora actuală și de maniera aceasta, și atunci cei îndreptățiți ar trebui să fie călare pe situație și în fiecare zi să vadă piața, pentru că otrăvim oameni. Fermierul ne spune ce ar trebui să facă producătorii pentru a pune la dispoziție produse de calitate oamenilor. Aici avem pentru 7600 de hectare de pământ, lucrez cu 4 ingineri agronomi. Unul pentru sera de legume, medicii veterinari pentru zootehnie și pentru vacă și pentru porc, inginerii mecanici pentru partea lor de inginerie mecanică. Discut cu ei de fiecare dată. N-avem voie, ne pedepsește Dumnezeu, n-avem voie să facem atentat la sănătate printr-o mâncare proastă. Nu este normal, nu scap de și dacă nu există nimic în lumea asta și tot cineva le echilibrează și vei plăti tribut. Suntem obligați, așa cum medicii au jurat pe jurământul lui Hipocrate, noi nu am depus acest jurământ în agricultură sau nu-l avem, dar suntem obligați să facem. Din păcate sunt, și dacă vreți vă spun altceva, piața liberă, pentru că pe mulți îi aud, mă duc la piața liberă. Piața liberă este foarte bună, am cumpărat de la țărani, dar piața unde ai 5-6 ingineri, dacă unul greșește, dar îl trage celălalt de mânecă și spune: bă, alo, n-ai voie să greșești, n-ai voie să faci asta. Pentru că suntem un colectiv, ne întâlnim în fiecare dimineață, preț de jumate de oră, stăm și discutăm tot ce avem de făcut și tot ce despre activitatea care o avem în societate. Și atunci responsabilitatea ne crește și prin această molipsire de la unul la altul. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a intensificat recent controlele de conformitate privind standardele de comercializare pentru fructe și legume proaspete de pe piața din țară. Deficiențele de calitate, precum și expunerea legumelor la vânzare fără a corespunde standardelor de comercializare, au constituit nereguli identificate până acum de echipele de control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Proiectul privind renovarea energetică moderată a două corpuri de clădire aparținând Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad se desfășoară în graficul stabilit. Cele două corpuri de clădire fac parte din fostul spital municipal. Proiectul a primit avizul Ministerului Culturii, iar în prezent se lucrează la obținerea avizelor ISU, urmând ca până la finele lunii iulie întreg proiectul să primească votul consilierilor județeni pentru a fi trimis la Ministerul Dezvoltării. Lucrările vor include izolarea termică a fațadei, înlocuirea ușilor și ferestrelor, refacerea hidroizolației, modernizarea sistemului de iluminat, dotarea cu sisteme de încălzire eficiente, instalarea de surse de energie regenerabilă și instalarea de stații de încărcare pentru mașinile electrice, a declarat Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. Contractul de finanțare este accesat în baza Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5, valul renovării. Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare depășește 15 milioane de lei, iar durata proiectului este de 36 de luni până pe 22 noiembrie 2025. Amenzi între 3.000 și 30.000 de lei în cazul comunicării publice fără autorizarea sau consimțământul titularului dreptului de autor. Direcția Generală Poliția Locală Arad notifică cetățenilor faptul că reprezintă autoritatea publică ce aplică sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor de autor pentru toate creațiile audio conform prevederilor legii numărul 8 din 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe republicată. Agenții economici care dețin cluburi, discoteci, baruri, restaurante, unități de alimentație publică, hoteluri, pensiuni, moteluri, magazine, mall-uri, supermarketuri, hipermarketuri, societăți organizatoare de concerte, spectacole sau alte activități artistice au obligația de a deține licență neexclusivă eliberată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România pentru comunicarea publică a fonogramelor și a operelor cinematografice ori alte opere audiovizuale, precum și pentru reproducerea fonogramelor destinate exclusiv comunicării publice, ambientale și lucrative. Agenții de poliție locale desfășoară acțiuni de 2 ani încoace, timp în care au verificat 59 de firme. A început deja organizarea următoarei ediții a Târgului de Agricultură din Arad, Agromalim. Ediția cu numărul 33 va avea loc începând din 7 până pe 10 septembrie la Complexul Expo Arad. Companiile interesate să devină expozanți la Agromalim pot beneficia de o reducere de 10% din valoarea totală a contractului de participare dacă încheie contractul și achită contravaloarea până pe 7 iunie. Până în prezent, 75% din spațiile disponibile au fost deja contractate și rezervate de firme din România, Ungaria, Germania, Franța, Italia, Țările de Jos și Serbia. Agromalim prezintă soluții de top pentru agricultură, utilaje, servicii, tipărituri. De asemenea, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad și-a propus să realizeze și un transfer de cunoștințe prin seria de conferințe de specialitate susținute de experți în domeniu. Anul trecut, 280 de expozanți și peste 16.400 de vizitatori au participat la Agromalim, un târg care crește de la an la on. DGASPC continuă campania de recrutare de asistenți maternali profesioniști în cadrul proiectului Team Up, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Pot fi atestate doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții. Solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni, au domiciliul pe raza județului Arad, au capacitate deplină de exercițiu, studii medii absolvite sau studii generale, prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi. Au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament. Au acceptul întregii familii cu care locuiesc de a primi și ocroti 2
doi copii în casa lor. Au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad. Nu poate fi asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni. Părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau persoana care suferă de boli cronice transmisibile. Informații suplimentare pot fi obținute și la telefonul 0257-250325 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute, iar vineri între orele 8 și 14, Serviciul Management de Caz pentru Copii, Asistență Maternală. DGASPC Arad are angajați în prezent 115 asistenți maternal profesioniști, 20 dintre ei în cadrul proiectului Team Up. Momente speciale pentru cei care au fost elevii Colegiului de Arte Sabin Drăgoi din Arad. Vizibil emoționați, absolvenții de clasa 12-a au venit pentru o ultimă dată în școală, pentru a cânta, pentru a sărbători începutul vieții de adult și pentru a preda mai departe ștafeta colegilor de clasa 11-a. Datorită lor, eu, în urma celor 8 ani de zile petrecuți în acest liceu, am ieșit un om empatic, care are curaj să simtă și să se lase învăluit în emoții. Au fost prezenți 100 de elevi din 4 clase. Dar vor oferi marți pe 6 iunie mai mulți tineri talentați. Va fi un spectacol caritabil la Teatrul de Vară, iar banii strânși vor fi direcționați către filiala arădeană a Asociației Nevăzătorilor din România. Acest spectacol face parte dintr-un ciclu de evenimente inițiat în anul 2021, într-un proiect mai amplu, pe numele său Foișorul Cultural. Am început cu ateliere de pictură, de muzică, seri de literatură și seară de teatru, iar acum le vom pune împreună toate aceste forme ale artei și sperăm să aducem plus valoare prin a promova tinerii artiști, mai mici sau mai mari, iar vom face acest lucru pentru a sprijini acei oameni care cărora viața le-a zâmbit altfel. Acest spațiu atât de frumos amenajat cu sprijinul celor de la Clubul Lions are nevoie de căldură. Nu avem o sursă de căldură, ne-am dorit foarte mult să ne branșăm la rețeaua de gaz pentru a ne putea încălzi acest spațiu pe timp de iarnă. Și sunt atâtea lucruri în ce privesc produsele asistive pentru nevăzători. Spectacolul va aduce pe scenă tineri de toate vârstele. Ei vor cânta, vor picta și vor juca teatru. Nu va lipsi tombola cu premii. Va fi o parte de tombolă cu obiectele de artă care se vor produce la acest eveniment, respectiv picturile. Vor mai fi de asemenea cărți ale scriitorilor care vor fi puse tot așa la această tombolă, materiale promoționale ale celor care cântă, pentru spectatorii care donează pentru Asociația Nevăzătorilor din Arad.
Eu sunt coordonatoarea a două trupe de teatru care vor participa la acest eveniment. E vorba de trupa Ana și trupa Har și vă așteptăm cu toții cu bucurie să dăruim și să trăim clipe minunate împreună. Vreau să mulțumesc domnului Cristi Mladin și tuturor tinerilor din jurul dânsului pentru acest eveniment creat. Vă așteptăm pe toți marți în data de 6 la Teatrul de Vară. Vă invit cu bucurie la un eveniment caritabil, făcut cu foarte mult suflet, de un om pe care îl îndrăgesc foarte mult și căruia am fost alături cu tot sufletul. E vorba de inițiatorul acestui eveniment, Cristian Mladin, care a făcut cu energia lui ca lucrurile să se întâmple și sper să veniți cât mai mulți, pentru că merită să vedeți atâția oameni dăruiți artei. Acest spectacol este despre artă ca emoție, este despre artă în dar și este vorba despre artă ca și terapie. Vă așteptăm așadar, cu drag, din drag, la Școala Populară de Artă, în data de 6 iunie, începând cu ora 17, să fie artă. Premiera absolută pentru Timișoara și un moment de vârf al capitalei europene a culturii. Joi 20 și vineri 21 iulie de la ora 19, Teatrul Național prezintă spectacolul The Infernal Comedy, comedie infernală, avându-l ca protagonist pe celebrul actor american John Malkovich. Dublu nominalizat la Oscar, Globul de Aur și pentru premiile BAFTA, actorul vedetă a jucat în numeroase filme cu impact la nivel mondial. The Infernal Comedy este un spectacol pe care autorul său, Michael Sturminger, care semnează și regia artistică, l-a scris special pentru celebrul actor, construind un dialog între limbajul vorbit și cel cântat, universul sonor fiind punctat de muzica lui Vivaldi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck și Boccherini. The Infernal Comedy s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume, în țări de pe 3 continente și ne așteaptă acum la Timișoara. Palatul Copiilor Arad a început înscrierile pentru anul școlar 2023-2024. Preșcolarii și elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal pot alege una sau mai multe activități din oferta educațională a celor peste 30 de cercuri existente. Detalii despre cercuri, precum și informații despre activități, găsiți accesând site-urile palatulcopiilorarad.ro și menestrel.ro. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată de către părinte, reprezentant legal sau tutore și copia certificatului de naștere. Puteți să vă înscrieți la Secretariatul Palatului Copiilor sau prin intermediul profesorului coordonator al cercului ori la adresa de e-mail înscriere pe cearad@gmail.com. Antrenorii arădeni au reușit să adune cea mai mare comunitate online din țară de oameni care fac sport acasă prin program online, economisind astfel timp și bani. Suntem peste 300 în grupuri, avem două grupuri. Avem un grup în care lumea face sport fără accesorii, în care îi le dăm doar antrenamentele live și înregistrate și la care se pot antrena fără accesorii, și mai avem un grup în care oferim biciclete în custodie, iar acolo lumea se poate antrena alături de noi și la clasele de cycling. Totul a început în pandemie, când oamenii nu au vrut să renunțe la sport și programul online s-a dovedit eficient. Inițial am spus că o să facem chestia asta doar pe perioada pandemiei, dar lumea e atât de încântată de tipul ăsta de activitate, încât am încercat și am reușit să dezvoltăm mai mult activitatea asta online și nici nu o să ne oprim aici. Avem cursanți care sunt din Arad, dar pentru că vor să economisească timp, să nu mai meargă până la sală, cu așa,
au ajuns la concluzia că activitatea asta e cea mai potrivită pentru ei. Cine vrea să facă cycling la domiciliu primește o bicicletă în custodie. Inițial am dus biciclete în custodie în județele Arad și Timiș, acum am început să facem distribuție la nivel național, în orice localitate, indiferent de etajul la care locuiești sau de căi sat, căi drum pietruit, că nu-i drum pietruit. Mergem cu bicicleta, le-o aducem acasă cursanților și pe perioada în care sunt abonații noștri se folosesc de bicicletele noastre pentru a se antrena, pentru a face sport. Tarifele sunt diferențiate și de ele poate beneficia toată familia. Cu tot cu bicicletă în custodie 200 de lei pe lună, fără bicicletă în custodie e 100 de lei pe lună. Abonamentul nu este doar pe persoană, abonamentul este valabil pentru întreaga familie. Așadar, cu doar 100 de ron sau 200 de ron cu bicicletă în custodie, vă puteți antrena toată familia alături de noi online. În orice sport, începutul e mai greu, așa că s-a găsit o soluție și pentru asta. Atunci am dezvoltat programul ăsta, 3 minute de sport pe zi, astfel încât o persoană care n-a mai făcut sport niciodată sau n-a mai făcut sport de luni de zile să poată să facă 3 minute de sport pe zi și beneficiile celor 3 minute sunt următoarele. Pe de o parte îți pregătește organismul, sistemul cardiovascular, sistemul muscular, pe de altă parte te ajută să te reprogramezi pe tine, să-ți schimbi programul și nu te mai consideri un om sedentar, după 21 de zile ți se schimbă programul ăsta, ci începi să te consideri un om activ. Și asta e cea mai importantă parte. Am făcut un experiment cu 20 de oameni. Am avut 20 de oameni care s-au antrenat cu noi 3 minute pe zi timp de o lună de zile. Concluziile experimentului au fost următoarele. După primele 2 săptămâni, peste 50% din cursanți au trecut la antrenamente lungi fără să forțăm noi lucrul ăsta. Deci ei singuri. Iar la sfârșitul unei luni, peste 90% dintre cursanții care făceau 3 minute pe zi au trecut la antrenamente normale fără să forțăm noi lucrurile astea. Cristi și Edina i-au luat în calcul și pe cei foarte ocupați, astfel că clasele se desfășoară în direct, dar sunt și înregistrate, astfel încât să poată fi accesate de cursanți la orice oră din zi și din noapte. Naționala Under-17 a României, pregătită de Ion Marin, va disputa o dublă amicală la Lipova cu reprezentativa similară a Austriei. Meciurile vor avea loc miercuri, 14 iunie și vineri, 16 iunie, pe noua arenă Șoimi. La ultima acțiune, cea din martie, niciun fotbalist arădean nu s-a aflat pe lista selecționerului. În schimb, capitanul naționalei Under-17 este Ioan Vermeșan, fotbalist care a trecut pe la UTA în sezonul 2021-2022, participând și la cantonamentul de iarnă din Turcia al primei echipe. Atacantul s-a întors câteva luni mai târziu la Ripensi și acum e la echipa Primavera a Veronei în Italia. În mini-stagiul de la Arad, naționala lui Ion Marin se va antrena pe motorul, în timp ce austriecii au optat pentru Banatul din San Nicolau Mic. Temperaturile nocturne au mai scăzut puțin. La noapte se anunță cer înnorat. Minimele termice vor fi de 13-14 grade Celsius. Vântul va bate cu 7 km pe oră dinspre est, iar șansele de precipitații vor fi de 15%. Pentru ziua de mâine se anunță cer înnorat. Maximele termice vor fi de 24-25 de grade Celsius. Vântul va bate cu 4 km pe oră dinspre nord, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. We'll be right back.